Imaginați-vă că N poate fi din nou liberă. Cu o seară înainte, ea va nota în jurnal toate emoțiile și trăirile sale legate de acest eveniment. 13 decembrie 1944. Dragă Kitty, seara trecută ascultam știrile împreună cu tata când am auzit știrea. El nu este încă convins. Spune că ar putea fi o capcană. Sunt de acord cu el, dar o parte din mine speră să fie adevărat. Au spus că Hitler a murit, că suntem în siguranță, că nu mai este nevoie să ne ascundem. Pare, într-adevăr, prea frumos să fie adevărat, dar nu pot să nu mă gândesc cum ar fi să mă întorc acasă, la pisica mea, la prietenii mei, să merg din nou la școală. Îmi este teamă. Mă bucur că voi putea ieși de aici, de când am rămas blocat aici, tânjesc după aer curat, după căldura soarelui, razele lui pe obrajii mei, pe mâinile mele, încălzindu-mă, topind și ultimele amintiri din această anexă. Vreau să plec, să-mi iau zborul, să plec departe fără să mă uit înapoi, fără regrete, fără remușcări, precum o pasăre, liberă, liberă, liberă. În același timp îmi este frică, mă tem că nu voi mai avea o lume la care să mă întorc, mă tem de ce voi găsi când mă voi întoarce acasă. Mă uit în tavan și număr secundele care trec și simt timpul cum mi se scurge printre degete. Mă gândesc la timpul pe care l-am petrecut aici, închisă, la cuvintele nerostite și la persoanele care acum dorm sub același acoperiș cu mine. Număr crăpături și clipe, piese de mobilier și vise. Vise despre pajiști, școli, despre păsări și libertate. Libertate care mi-a fost luată, furată de niște soldați. Mă simt neîndreptățită. Dacă voi ieși vreodată de aici, dacă știrea este adevărată, îmi voi întinde aripile și voi zbura. Voi îndrepta și relația mea cu mama și Margot și îmi voi trăi viața. Voi merge la școală și mă voi bucura. Nu-i voi mai lăsa să mă îngrădească, să mă prindă. Simt ceva cum se aprinde înăuntrul meu, mă încălzește, mă copleșește. Pentru prima dată, de mult timp, simt speranță, speranța unui viitor mai bun. Da? Bia, dorești să citești?